Capitolul 21. Arătarea la Marea Tiberiadei. După aceea, Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiii lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis: „Mă duc să prind pește.” „Mergem și noi cu tine”, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. „Copii”, le-a zis Iisus, „aveți ceva de mâncare?” Ei i-au răspuns: „Nu.” El le-a zis: „Aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi.” Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru: „Este Domnul!” Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu era departe de țărm decât ca la 200 de coți. Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jăratec de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis: „Aduceți din peștii pe care i-ați prins acum.” Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. „Veniți de prânziți”, le-a zis Iisus. Și niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe: „Cine ești?” Căci știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Iisus vestește moartea lui Petru. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: „Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia?” „Da, Doamne”, i-a răspuns Petru, „știi că te iubesc.” Iisus i-a zis: „Paște mielușeii mei.” I-a zis a doua oară: „Simone, fiul lui Iona, mă iubești?” „Da, Doamne”, i-a răspuns Petru, „știi că te iubesc.” Iisus i-a zis: „Paște oițele mele.” A treia oară i-a zis Iisus: „Simone, fiul lui Iona, mă iubești?” Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară: „Mă iubești”, și i-a răspuns: „Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc.” Iisus i-a zis: „Paște oile mele.” Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis: „Vino după mine.” Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care, la cină, se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese: „Doamne, cine este cel ce te vinde?” Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus: „Doamne, dar cu acesta ce va fi?” Iisus i-a răspuns: „Dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine.” Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Iisus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci: „Dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție?” Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamăruntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Amin.